Imagini inedite în trafic. Doi bărbați au fost plimbați pe capota mașinii marți după amiază în sectorul botanic al capitalei. Imaginile au fost surprinse de un trecător și postate pe Facebook într-un grup destinat șoferilor. Poliția a fost chemată la fața locului, iar șoferul buclucaș a fost prins la scurt timp, chiar dacă își văzuse mai departe de drum. Din imagini se vede că șoferul nu circula cu viteză mare, dar chiar și așa, cei doi bărbați și-au pus viața în pericol. Toți trei au fost escortați la Inspectoratul de Poliție Botanica pentru audieri. Potrivit poliției, cei doi au vrut să-l pedepsească pe șofer care ar fi parcat neregulamentar. Conducătorul auto are 74 de ani și este din Chișinău. Oamenii legii investighează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului și a pedepsi vinovații.